Bun găsit la Secvențe Trinitas! Astăzi vă invităm din nou în bogăția spirituală a neamțului, în ținutul căruia, timp de mai bine de 20 de ani, Sfântul Gheorghe Pelerinul i-a sfințit cărările și potecile, unde a lăsat ucenici în istoricile vetre monahale și a întărit duhovnicește pe toți cei ce l-au cunoscut. Descoperim așadar frumusețea mănăstirii Văratec, așezământul monahal ales de Sfântul Gheorghe ca loc de veci și unde astăzi toți cei ce-l iubesc vin să se închine la sfintele lui moaște. Toată viața, cu credința lui Hristos urmând, ai lăsat toate pentru numele cel sfânt al Lui și în lume l-ai vestit, Sfinte Gheorghe, nici încălțăminte purtând, nici două haine având și nici capul fericite acoperindu-ți. Pentru aceasta strigăm, bucură-te, vas al alegerii! După ce am obținut a doua cheie, am venit cu mare drag să fac curățenie. Îmi plăcea mie să fac curățenie. Mai veneau credincioși, mai cereau. După aceea s-au mulțit credincioși. Și tot cereau, mai ales înainte de canonizare, veneau grupuri. Grupuri și tot cereau. Trebuia să întâmple minunea asta, să-l scoatem sus, la lumină, ca toată lumea să se bucure, să nu mai umble după cheie, să ne caute, pentru că era prea iubit. Eu mi-am dat seama de mulți ani, sunt mulți ani de când mă ajută pe mine, dar am văzut credincioșii care veneau cu dragoste și veneau și îi mulțumeau. Nu numai cereau, dar și mulțumeau. Și am văzut că e gramnic ajutător în tot ce m-am rugat și eu și alții. Și de atunci vine zilnic să aprindă candela în osoarul mănăstirii Văratec. Și mulți dintre cei ce au evlavie la Sfântul Gheorghe Pelerinul cer să coboare aici, unde se păstrează încă racla ce a adăpostit timp de mai multe decenii Sfintele lui Oseminte. Vine lumea cu mare drag, vine multă lume și cere ajutorul, credincioși și mai puțin credincioși, să pleacă la racla așa cu smerenie, își spun durerile, necazurile și Sfântul îi ajută că simt ei și revin și mulțumesc la Sfântul Gheorghe Pelerinu. Este primul sfânt cu numele de Pelerinu. Să știți că se mai fac încă minuni aici. Am văzut la răclița goală, deci la răclița goală, lumea atinge răclița goală, care este alături aici, o persoană care demonizată, care nu s-a putut apropia de raclă. Țipa, deci de racla goală. Ce să mai zicem noi de sfântul? Dacă de racla goală nu s-a putut apropia, să știți că vin grupuri. Și vin grupul și din străinătate. Se roagă aici cu mare drag și se odihnesc așa. Și când vin aici în țară, când vin la sfinții noștri, spun că aici e raiul pe pământ. La dumneavoastră e raiul pe pământ și nu spune unul. Cam în fiecare zi aud vorba asta. Maica Anatolia are mare evlavie la Sfântul Gheorghe. I-a fost ocrotitor încă din momentul în care a ales să vină pe drumul călugăriei, dar fără să știe. În 1989, am venit pe 19 martie, într-o duminică, cu tata la mănăstire. Noi, eu fiind din Bacău, am luat trenul spre Piatra Neamț, iar din Piatra Neamț trebuia să luăm o cursă, cum era atunci, cursa spre Târgu Neamț, că nu era chiar spre mănăstire. Da, și ne-am închinat, am zis, hai să mergem să ne închinăm la o biserică în Piatra Neamț, să nu fie chiar, nu mergem chiar așa, fără să punem un pomelnic. Și unii credeți că am fost la biserica Sfântul Ioan Domnesc, am dat un pomelnic, ne-a rugat acolo, până a venit cursa. Peste câțiva ani se întoarce la Piatra Neamț alături de alte măicuțe pentru a urma cursuri de contabilitate. Din îngăduința părintelui paroh de atunci, au fost găzduite în perioada aceea chiar în chilia lui Moș Gheorghe Lazar din turnul Bisericii Domnești. Și unde să stăm noi trei mai aici în piatră, că făceam de trei ori pe săptămână în naveta? Și unde credeți că am stat? În chiliuța lui, dar n-am știut, în turn. Noi stăteam acolo cu mințele până ne venea rândul la ore. Era femeia de servici drăguță, ne-a primit acolo. N-am știut, tot ne spunea de el, dar nu înțelegeam prea bine ce spune. De unde sunteți, măicuțele? De la Văratec. Tot ne spunea de moșul Gheorghe, femeia de servici, dar nu prea am înțeles noi atunci. În 1992 nu prea știam așa, noi nu prea auzisem. După aceea au apărut cartea părintele Ioan Nichi Bălan. Află de povestea Sfântului Gheorghe din cartea scrisă de Ioanichie Bălan. În toți acești ani, la Văratec, i-a simțit harul și buna mireasma a sfințeniei. Părintele Creopa predica, părintele Ioanichie scria și mergea prin țară să culeagă
date de la rude, că dânsul are rude și acum. A avut și a prins părintele Ioanichi, dacă nu cumva și nepoată în viață, părintele Ioanichi Bolan, și tot ce a primit am pus în carte și ne-a impresionat foarte mult cartea asta. Ca atare pe dumneavoastră personal, care ați fost atât de aproape de racla cu Sfintele lui Oseminte, nu v-a mirat canonizarea lui și ați așteptat-o ca pe o zi obișnuită? Da, dar de când așteptam? Dar m-a mirat așa, totuși, parcă m-a chemat el. Cum să mă duc eu să mă închin la biserica Sfântul Ioan Domnesc, să mă primească în chiliuța lui, parcă el m-a chemat, nu știu. Eram noi trei, dar parcă am simțit așa ceva aparte. Făratecul cu cele trei biserici, cu zecile de case în care se nevoiesc sutele de monahii, a fost ales de Sfântul Gheorghe Pelerinul ca loc de veci. Astăzi Sfântul ocrotește acest așezământ monahal, unde odată ce pășești în curtea lui, simți adierea raiului, frumusețea de dincolo și pacea odihnitoare. Mulți din ucenicii lui care au intrat în mănăstiri și au ajuns stareți și au dorit foarte mult să-l aibă mai aproape de ei. Și părintele Damaschin Trofin, fiind stareț la Râșca, s-a gândit să-l ia de la Piatra Neamț, să-l ceară de acolo, pentru că făcea foarte multe minuni la mormânt, dar au vrut să-l aibă mai aproape la mănăstirea Râșca. Și la intersecție, când l-au luat de la Piatra, în drumul spre Târgu Neamț, de la intersecție, de la Coșer, cum zicem noi astăzi, 4 km sunt de acolo până aici, n-am mai vrut căruța să pornească spre Târgu Neamț și singure osemintele au venit în poarta mănăstirii, căruța cu cai s-a oprit la poarta mănăstirii și măicuțele care îl cunoșteau s-au bucurat foarte mult și l-au primit cu mare drag. I s-a făcut prohodul în curtea mănăstirii. Atunci era maică stareță Maria Stavric. În 1934. Mănăstirea Văratec păstrează pe lângă Sfintele Moaște un alt odor de mare preț, psaltirea Sfântului Gheorghe Pelerinul. Cartea de rugăciune atât de dragă Sfântului și pe care a purtat-o la piept întreaga viață. Asta e drăguța de psaltire. Și drăguțele catisme, nu? Drăguțele de catisme, da. Așa spunea Sfântul. Nu era zis să nu facă psaltirea întreagă. Deci în fiecare zi. Asta de micuț, nu când și-a început nevoința. De micuț din familie știa asta, de la părinți. Deci psaltirea era mânghierea lui, luminarea minții, psaltirea. Asta era mânghierea casei, psaltirea și milostenia. Într-un mod minunat, cartea părintele Ioanichie Bălan a ajuns și în mâinile mele. Din acel moment, o evlavie aparte s-a aprins în sufletul meu pentru Sfântul Gheorghe Pelerinul. Astăzi, la Mănăstirea Văratic, țin în mâini psaltirea lui și pot doar să mărturisesc că o emoție sfântă mă copleșește. Pe spate se vede crucea mai bine. Asta e psaltirea Sfântului Gheorghe. El o știa pe de rost, dar o purta cu dânsul ca să o dea la credincioși să sărute. Ori psaltirea, ori Sfânta Scriptură. Purta și una și alta cu el. Da. Uitați, și aici avem scris de la părintele Ioanichie Bălan: această psaltire a fost a lui moșul Gheorghe Lazar, mare nevoitor din comuna Șugag Alba, decedat în anul 1916 la Piatra Neamț. Osemintele sale sunt în grobnița mănăstirii Văratec, sub Sfântul Altar, ianuarie 1977. Ce comoară avem noi aici! Uitați, să vă deschid, este scris în chirilică. Uitați ce vechi este. O purtat-o cu el și pe ploaie și pe soare. Uitați-vă aici, în această imagine, că se vede psaltirea și cu cotoraș. Uitați aici, dacă vă uitați bine, în această imagine, se vede foarte bine. Cum ține el psaltirea în mână? Nepotul părintele Ioanichie Bălan a recunoscut scrisul de la Sihăstria. Părintele Petru de la Sihăstria, când i-am deschis psaltirea, a recunoscut scrisul. Și asta este scrisul părintele Ioanichie. Deja era bucuros când a văzut scrisul. Cineva putea spune ispitele pe care le-a biruit în timpul postului din postia Iordanului, când în vremea rugăciunii de avlut îl tulbura uneori cu ispita slavei de șarte, alte ori îți arunca încălțămintea și căciula, dar l-a invins făgăduind lui Dumnezeu că toată viața vei merge desculț și cu capul descoperit pentru care te lăudăm zicând.
La Văratec e ceasul vecerniei. Sub ocrotirea Sfântului Gheorghe, dar și a Sfântului Cuvios Iosif, monahiile se strâng la rugăciune. Hristos, prin postul de 40 de zile, bucură-te, bun luptător, care ai învins cursele celor întunecați, bucură-te, cel ce nu te-ai înfricoșat de diavolul prefăcut în plugar. Sfântul Gheorghe Pelerinul a trecut la cele veșnice de praznicul adormirii Maicii Domnului în 1916. Din 2018, anul proclamării canonizării lui, Mănăstirea Văratec trăiește în luna august, zile de mare sărbătoare. Pe 15 august este hramul principal. Pe 16 august este prăznuit Sfântul Cuvios Iosif, iar pe 17 august Sfântul Gheorghe Pelerinul. 3 zile de înălțare sufletească. Așa a fost și vara aceasta. Toți cei ce-l iubesc pe Sfântul Gheorghe Pelerinul l-au cinstit la Văratec prin prezența la Sfânta Liturghie și au ascultat cu evlavie cuvântul de învățătură al înalt preasfințitului Părinte Serafim, Mitropolitul Ortodox Român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord. De mic și mai cu seamă, când a ajuns la maturitate, Sfântul era obișnuit să citească mult la psaltire, să se roage mult, să postească mult și să se roage la psaltire. Cât a trăit aici, în Moldova, citea psaltirea întreagă în fiecare zi și umbla desculț, cu capul descoperit, vara și iarna, cu Evanghelia și cu psaltirea în mâinile sale. Și vorbea cu oamenii, îi mângâia, îi întărea, îi binecuvânta, se ruga pentru ei, vizita mănăstirile din prejur. Și în felul acesta și-a încheiat viața la 72 de ani, în 1916. Părintele Cleopa ne spunea că știa despre Sfântul Gheorghe, că l-a binecuvântat sau s-a rugat pentru starețul Ioanichie Moroi al mănăstirii Sicăstria și a prezis necazurile pe care le va avea spre sfârșitul vieții. Spunea Părintele Cleopa că auzise de la martori că o evreică din Târgu Neamț era pe patul de moarte și nu putea să nască și s-a dus moșul Gheorghe la ea, a binecuvântat-o, s-a rugat pentru ea și a născut un copil sănătos pe care evreica l-a botezat și s-a convertit și ea, a trecut și ea la credința creștină ortodoxă. Și câte alte minuni, multe minuni sunt trecute în viața Sfântului și altele fără îndoială pe care le-a făcut mereu fără să fie consemnate, fără să fie știute. La hramul ascetului care a sfințit prin peregrinările lui întreaga Moldova a fost și grupul de copii Răzeșii Neamțului. Într-una sfântă, săvârnicească și apostolească biserică, mărturisesc cu botez iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața mea cruce va sfie. Amin. Au pornit în pelerinaj pe jos, de la Piatra Neamț până la Mănăstirea Văratec. Îndevoitorul cel mare și următorul stihaștilor, pe fericitul pelerin al lui Hristos, în cântări să îl cinstim strigându-i cu evlavie. Sfinte Gheorghe, prin rugăciunile tale, luminează calea vieții noastre. Pelerini au venit și din alte zone îndepărtate. Din București, special pentru ziua Sfântului, au venit soții în Niță. Pe Sfântul Gheorghe Pelerinul l-au cunoscut într-o împrejurare mai presus de logica lumească, într-una dintre călătoriile lor duhovnicești făcute în Moldova. În 2018, cu ajutorul Domnului, ne aflam la Mănăstire la Văratec. Seara am citit o carte cu Sfântul Gheorghe Pelerinul. Nu știam cine este, nu știam că este în mănăstire, nu știam că de-abia fusese canonizat. Am plecat a doua zi în pelerinaj la alte mănăstiri, spre Mănăstirea Secu Neamț. Am cotit spre Mănăstirea Secu. Am văzut un părinte bătrân, îmbrăcat într-un gri foarte vechi, cu capul descoperit. Am oprit cu mașina să-l luăm pe părintele respectiv. Era pe partea dreapta drumului. Am coborât geamul, am observat
de la început, că este foarte mic. N-a fost nevoie să coboare capul ca să vorbească cu noi. Și l-am întrebat, părinte, unde mergeți că vă ducem cu noi? Părintele a răspuns un pic greu. Am observat că avea cârlionți, părul cârlionțat. A durat vreo 10-15 secunde ca să ne răspundă și a zis așa încet, merg în sat să-mi încarc bateriile. Am plecat, am băgat treapta întâia de viteză, am zis în capul meu, domne, hai să-l duc unde e, că stai în satul de alături, mă întorc, până să bag treapta a doua de viteză, e vorba de secunde, mă uit în oglindă, nu mai era nimeni pe în dreapta unde fusese părintele. Seara ne-am întors la mănăstirea la Văratic, unde eram cazați. Eu am terminat de citit cartea care am început să-mi de citit cu o seară înainte și am ajuns la poza Sfântului Gheorghe Pelerinu, în care este împreună cu doi oieri pe care mi-a adusese la mănăstire. În momentul respectiv m-am uitat la ea, nu venea să credea. Am început să rememorez tot ce s-a întâmplat pe drum. I-am arătat cartea nevestei. Ia uite-te un pic la poză. Văzând poza, eu am înghețat, am spus, dragă, dar ăsta e bătrânul care ne-a apărut ieri. Vedeți, noi iarăși încercam să ne explicăm anumite lucruri prin logica omenească, prin logica firii. Era normal. Noi am zis, i-am zis și maicii, maica pe care am abordat-o atunci, spunându-i, maică, trebuie să vă spunem ceva, dar să știți că suntem oameni cu studii superioare, că suntem oameni întregi la minte, suntem oameni care luăm decizii, nu suntem niște țăcăniți. Adică cumva doream să ne creadă și să nu ne creadă ciudați. Iulian Niță este inginer în fizica nucleară, iar Laura este consilier juridic. Ca om al științei, Iulian ne mărturisește că știința și credința nu sunt într-un conflict. Ceea ce dovedește astăzi știința au mărturisit de veacuri Sfinții Părinți. Cum vă explicați, dumneavoastră sunteți un om al științei prin excelență, lucrați în fizică nucleară. Cum vă explicați lucrurile acestea duhovnicești? Dacă îi spuneți unui om care este ateu, o să zică că... Aveți o problemă. Aveți o problemă. Așa ne-am spus și noi la început, când au început, domne, suntem în regulă, nu suntem în regulă. În marile cercuri științifice s-a ajuns la concluzia că fără Dumnezeu nu se poate. Dar acestea sunt opinii care nu poate să le spună în ședințele oficiale. Ți le spun când sunt în mediul privat, că nu există nimic fără Dumnezeu. Am ajuns la concluzia că marile cercetări au ajuns să știe ce făceau marii preoți și ce știau oamenii înduhovniciți mult înaintea lor. Atât de numiți oameni retrograzi, întârziați, cum îi numește Occidentul. Doar ați decodat științific ceea ce ei știau prin puterea lui Dumnezeu. Exact, direct de la Dumnezeu. Poate nu știau de ce, dar știau esențialul, esența o aveau. Suntem atât de mici în mâna Domnului. În plus, e greșit să pretinzi să justifici științific ceea ce trăiești cu inima. Nu poți băga creierul într-o chestie care nu are legătură cu logica. Nu putem atinge judecata lui Dumnezeu. Dumnezeu le vede altfel, le vede de ansamblu, le știe pe toate. Să avem credință, să ne rugăm, asta ne-a învățat Sfântul, că dacă suntem într-un impas, să nu cădem în deznădejde, ne-a învățat, uite, se poate, acolo unde vrea bunul Dumnezeu, se biruiește legea firii. Laura a fost mereu aproape de cele duhovnicești, dar Iulian a cunoscut puterea credinței după o grea suferință trăită în adolescență. Pelerinajele i-au adus împreună, iar Sfântul Gheorghe Pelerinul le este astăzi dulce ocrotitor. Ideea e că tot pelerinajul ne-a marcat, ca să vă spun așa, existența. De ce? În pelerinaj ne-am cunoscut, în pelerinaj am decis să ne căsătorim. Deci tot pelerinaj în studenție, că mergeam, tot pelerinaj era. Și iată că astăzi îl aveți ocrotitor al familiei, da, pe Sfântul Gheorghe Pelerinul, Pelerinu, deși nimic da, nu e întâmplător, adevărat, nu? Și noi chiar îi simțim, să știți, prezența, îi simțim ajutorul, de fapt. Cum v-a schimbat viața? Văd viața cu perspectivă. Ce înseamnă viața cu perspectivă? Văd viața, dacă vreți, din perspectiva veșniciei. Nu mai văd viața strict, viața sau încercările. Nu mă mai doboar atât de repede. Vin ispite, parcă mai mari ca înainte, să știți. Că așa e când omul da, ia pe drumul bun. Da, vin ispite puternice, puternice. Și asta învățăm chiar din viața Sfântului Gheorghe Pelerinul. Da, dar ne bubuie, de nu vă puteți imagina. Bărbatul meu e mai încrezător, e mai evlavios și trece mai ușor peste necazuri. Și eu la fel. Sfântul Gheorghe le-a șlefuit viața
spre drumul Sfințeniei, iar ei se simt dator să împartă această bucurie oriunde merg, chiar și peste ocean, acolo unde inginerul Niță ajunge în interes de serviciu. Ați căpătat un prieten de nădejde, de fapt. Da, 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 știu. Când aveți un necaz, știți că Sfântul Gheorghe e acolo. Încercăm și plecați genunchii la el. Cât la cât mai mulți din lume. Am reușit să ducem icoane cu Sfântul atât la Muntele Atos, la cele două schituri românești, la Lacul și Podromul, inclusiv în Houston, în America, la bisericile din Houston, pentru a putea înțelege și cei de acolo, care sunt un pic rupți de realitatea românească, sunt un pic depărtați, pentru că realitatea de acolo este realitatea materială. Totul se trăiește până la bani. Sfântul, fiind un sfânt din satele românești, cunoaște mai bine necazurile cu care se confruntă românii. Și e de-al nostru. Da, și cumva e bine să fie cunoscut și ca românii de pretutindeni să apeleze la sfânt. Multe minuni a adunat de la credincioși și Maica Anatolia. Păstrează aceste mărturii cu sfințenie și le împărtășește cu multă evlavie tuturor celor ce îl cheamă pe Sfântul Gheorghe în ajutor. Am auzit de foarte mult timp de Sfântul Gheorghe Pelerinul, îi citise în viață, dar doar de un an am cumpărat o sfântă icoană cu Sfântul și am început să mă închin zilnic cu dragoste și vă mărturisesc că tot ceea ce l-am rugat mi-a îndeplinit. Într-o dimineață, acum o săptămână, după ce m-am închinat, intrând în bucătărie pentru a lua aghiazmă, la ieșire am găsit icoana Sfântului plânsă, cu lacrimi vizibile, iar în partea dreaptă toată umedă. Am luat icoana, am sărutat-o și am înțeles că Sfântul mi-a dat un semn că sunt aici, te ascult și te ajut. Am început să citesc acatistul și am cerut un lucru de mare preț și exact la o săptămână de ziua mea de naștere am primit prin voia lui Dumnezeu și a Maicii Domnului de la Sfântul Gheorghe Pelerinul ceea ce am cerut în rugăciune Sfântului mult iubit. Pentru mine, Sfântul Gheorghe Pelerinul este unul din sfinții de suflet, mare, mare, mare făcător de minuni și minuni din acelea mari. Onuț Elena, 21.3.2023, a scris-o, dar mărturia e din 16 martie. Icoana lăcrimată în 16 martie. Dumneavoastră aveți și alte mărturii, aveți și o icoană dăruită de către cineva care are mare evlavie la Sfântul Gheorghe Pelerinul. O tânără din Buzău care m-a rugat foarte mult să-l pomenesc pe tata, că era cu probleme grave, cu COVID, cu Horia. Să-l pomenesc pe Horia, după aceea mama, Florica, îi păstrez pomelnicul, îl pomenesc și acum. Miruna este tânăra, Mariana, Traian, cu COVID, toți COVID, cu COVID, trebuia să-i pomenim, să avem grijă de ei. Și din mulțumire mi-a pictat această icoană. Mulțumesc din adâncul sufletului, Miruna, 17 martie 2022, Târgu Neamț, din Târgu Neamț e tata deloc, ea este din Buzău. Aceasta este icoana care m-a dăruit-o. Din mulțumire! Sfântul bun ne zâmbește din ceruri, așa cum odinioară împărțea pâine săracilor din Piatra Neamț, așa este și astăzi, darnic cu toți cei ce îl cheamă în rugăciune. Ne privește cu blândețe din raiul atât de dorit.